Conducerea Inspectoratului de Jandarm Județean Giurgiu a prezentat marți în sala mare Ateneului Nicolae Bălănescu bilanțul instituției pe anul 2017. La eveniment au fost prezenți peste 100 de jandarmi giurgiuveni, dar și reprezentanții autorităților și structurilor cu care instituția cooperează pentru îndeplinirea misiunilor. Deși s-a confruntat cu probleme de personal, Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu a reușit să se ridice la înălțimea așteptărilor. Pe parcursul perioadei evaluate, structura organizatorică nu a cunoscut modificări ale prevederilor statului de organizare, inspectoratul, continuând să funcționeze în condițiile pierderilor de personal datorate ieșirilor la pensie, respectiv mutării în alte structuri a 36 dintre colegii noștri, desfășurând activitățile specifice în zona de responsabilitate a inspectoratului, conform competențelor stabilite prin legislația în vigoare. În 2017, conform raportului de activitate, jandarmii giurgiuveni au executat aproximativ 12.000 de misiuni pe linia ordinii publice, mai multe jumătate dintre acestea reprezentând misiuni de menținere în sistem integrat. Au fost aplicate aproape 1.200 de amenzi contravenționale, cu 22% mai puține decât în 2016, cuantumul amenzilor depășind 240.000 de lei. Sancțiunile contravenționale au fost aplicate pentru încălcarea normelor de conviețuire socială, desfășurarea unor activități comerciale ilicite, nerespectarea prevederilor legale în domeniul silvic pe timpul competițiilor sportive, precum și pentru încălcarea prevederilor legale în domeniul organizării adunărilor publice. De asemenea, au existat și infracțiuni, 137, în creștere cu aproape 50% față de anul precedent. Printre infracțiuni s-au numărat loviri sau alte violențe, amenințare, distrugere, furt calificat, nerespectarea regimului materiilor explozive și violarea de domiciliu. Totodată, jandarmii giurgiuveni au confiscat peste 2300 de bunuri, precum țigări de contrabandă, material lemnos, etnobotanice și materiale pirotehnice. O altă categorie importantă din activitatea jandarmilor a fost reprezentată de paza și protecția obiectivelor, bunurilor și valorilor. Pentru activitatea din 2017, Inspectoratul de Jandarm Județean a primit felicitări din partea prefectului Nina Crișu, a președintelui Consiliului Județean Marian Mina și a primarului Nicolae Barbu. Mă simt bine astăzi și onorată că sunt în mijlocul dumneavoastră, a colegilor mei din același minister. Vă rog să-mi permiteți să vă felicit pentru rezultatele pe care le-ați avut în anul anterior. De asemenea, trebuie să vă felicit pentru implicarea dumneavoastră în toate acțiunile comune pe care le-am avut. Mă bucur mult să mă aflu în mijlocul dumneavoastră. Este o onoare pentru mine. Vreau să vă felicit pentru modul în care de profesionalismul pentru care dați dovadă în activitatea dumneavoastră. În județul și în municipiul Giurgiu este asigurat climatul de liniște și ordine. Iar acesta este meritul dumneavoastră. Am convingerea că această conlucrare care a existat cel puțin de când sunt primar și am cunoștință de modul și implicarea în activitatea municipiului Giurgiu, vă spuneam, această implicare a tuturor instituțiilor au făcut posibile ca municipiul Giurgiu să nu țină pagina ziarilor la evenimente speciale. Din partea Inspectoratului General al Jandarmeriei Române a participat la această evaluare Daniel Badea, șeful Direcției Management Operațional. Am observat că au fost urmărite îndeaproape obiectivele stabilite la nivelul Jandarmeriei Române, și anume acelea de creșterea performanței structurilor operative în îndeplinirea misiunilor, respectiv eficientizarea managementului structurilor de suport și dezvoltarea capacității administrative și operaționale. Printre obiectivele inspectoratului în 2018 se numără creșterea gradului de siguranță publică, asigurarea în cele mai bune condiții a misiunilor de pază și protecție, dar și asigurarea transparenței și deschiderii către mass media și societatea civilă.